Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Nutriție și Sănătate. Ana Maria Demetrescu, mă numesc, profesor inginer în alimentație, nutriționist, fitoterapeut și terapeut în medicina cuantică. Dacă m-ați urmărit pe rețelele de socializare, probabil că știți care este tema emisiunii de astăzi. Mai exact, organismele modificate genetic și dacă acestea reprezintă un pericol pentru sănătate. Da, ați auzit foarte bine. Organisme modificate genetic. Foarte puține persoane au auzit de acest lucru. Probabil că ați auzit ceva pe la televizor, însă nu ați înțeles despre ce este vorba. O să vă prezint pe scurt, în cele 30 de minute ale emisiunii, ce înseamnă aceasta și ce pericol este pentru sănătatea noastră, da, să consumăm aceste alimente modificate genetic. Ce se întâmplă? Da? Ce este mai exact? Ce fac oamenii de știință? Practic, ADN-ul nostru are o barieră de protecție, da? Astfel încât să împiedice intrarea ADN-ului străin și să-l modifice, să-i modifice structura genetică. Da? Și despre ADN ați mai auzit în perioada COVID-ului, da? În perioada pandemiei. Pentru că așa zic și oameni de știință, au vrut să facă alimentele cât mai rezistente, adică să obțină o producție mult mai mare, au început să umble la ADN-ul plantelor, mai exact, că vorbim de culturi, da? Și au introdus în acesta alte ADN-uri care să permită rezistența la pesticide. Adică, mai exact, au încercat să modifice, să spargă ADN-ul, bariera care protejează ADN-ul plantelor, da, organismelor, hai să folosesc organisme, că o să vedeți că e vorba nu doar de plante, astfel încât să-l facă mai rezistent împotriva pesticidelor. Și acum, ce se întâmplă cu ADN-ul plantelor care a fost modificat? Categoric că provoacă tumori. Da? Plus de asta, spun cercetătorii că s-a mai introdus și antibiotic. De ce? Ca să-l facă rezistent. Vi se pare puțin așa ciudat? Vi se pare puțin că seamănă tot ce vă zic eu cu situația din pandemie? Da. Dar nu despre asta vorbim astăzi. Da. Și în felul acesta se obține organismele modificate genetic, pe scurt OMG. Da? Deci unde vedeți OMG, OMG, exact cum vedeți pe ecran, asta înseamnă organism modificat genetic. Categoric pentru produsele care nu sunt făcute la noi, o să găsiți altă denumire, da? Și o să o vedeți tot la fel pe ecran, prescurtare. Deci mai exact, genă de antibiotice și un ADN care să-i ajute, un ADN străin care să ajute organismul respectiv să reziste, da, la factorii externi care teoretic erau dăunători. Cam așa funcționează, cam asta înseamnă organisme modificate genetic și mai mult nu vreau să discut. Perfect. Haideți să începem să vedem exact despre ce este vorba. Porumbul este unul dintre cele mai modificate alimente. Da? Porumbul. Și poate rămâneți uimiți, dar asta e realitatea. După modificarea genetică, acesta este categoric mult mai rezistent, da? Sămânța care este plantată crește liniștită, se transformă în plantă și respectiv ajunge la maturitate. Dar, practic, modificarea aceasta genetică care este făcută la nivel de porumb, pentru că porumbul nu este folosit doar pentru a face mămăligă, da? Doar pentru mălaie, știți foarte bine că este folosit pentru hrănirea animalelor și plus de asta amidonul din porumb la fel este folosit în alimentație. Totuși nu se cunoaște care este efectul acestor produse, acestor preparate pe termen lung dacă sunt consumate de către oameni.
Pentru că, repet, poate să provoace tumori plantei respective, da? Plus de asta sunt niște antibiotice introduse în gena, în ADN-ul plantei respective, bine că vorbim de sămânță, astfel încât să reziste cât mai bine. Este greu de înțeles că și în alimentele de origine vegetală avem antibiotice. Știam că în organismul animalelor există într-adevăr antibiotice, că sunt automat tratate ca să nu se îmbolnăvească, dar culmea este că și în organismul plantelor este, da? Organismul genetic. Ca să vedeți mai departe ce vreau să zic. Perfect, am căutat în mare niște informații. Și o să vedeți aici, da, în imagine, GMO, da, vedeți GMO, asta înseamnă organism modificat genetic. Vedeți acolo, dacă ați văzut acel semn vreodată în culturile de porumb, da, îl vedeți. Să știți că asta înseamnă că acele culturi sunt modificate genetic. Și vedem acolo, la fel am găsit, uitați-vă și pe roșie, da? Dacă mai vedeți acel semn pe roșie, sunt acele triunghiuri care le mai găsiți pe anumite fructe, legume, da? Deci acele roșii sunt modificate genetic, sămânța a fost modificată genetic. Vedeți ce perfecte sunt și ce frumos arată, nu? Mă bucur. Și vedeți, deci avem, bine, o statistică, repet, este luată, nu știu acum cât sursa este oficială, 81% din culturile de soia sunt modificate genetic, bumbacul, porumbul, după cum vedeți, este cam pe locul 2-3 și rapița. Da? Ați văzut foarte multe culturi de rapiță și la noi, uleiul de rapiță se folosește în alimentație, deci ajunge oarecum și în alimentația noastră și vedeți în ce, da, în ce țări, da, în ce zone mai exact. La fel, în partea de jos, porumb, soia, semințele de bumbac, categorii pe care le folosim, orezul, la fel, modificat genetic, rapița, normal că uleiul de rapiță, cartoful modificat genetic, roșiile modificate genetic, produsele lactate. Aici, la produsele lactate, o să vă informez puțin mai mult, să vedem la ce se referă exact, pentru că produsele lactate sunt, practic, obținute din lapte, provenit de la văcuțe, deci, mă rog, capre, deci nu mi se pare, o să vedem ce și cum au putut ei să modifice genetic, adică cum, de ce spun că produsele lactate sunt modificate genetic, pentru că mi se pare ciudat decât să intervină în organismul animalelor și atunci dacă deja avem modificare genetică la nivelul animalelor, Doamne ferește, cine mai așteaptă, da? Și mazărea. Banale, mazăre. Perfect. De ce sunt modificate genetic? Pentru a rezista pesticidelor. Pesticidele, practic, omoară dăunătorii, teoretic sunt ok, dar, de fapt, pesticidele fac foarte, foarte mult rău, pentru că distrug tot ce înseamnă viață din jur, da? Distrug plantele naturale, distrug mediul natural. Plus de asta, persoanele care lucrează în domeniu și vedeți, și ați văzut, bănuiesc, persoane care stropesc, își pun mască, se echipează cu costum special, ca și cum ar stropi cu o travă. Da, este o travă pentru insecte, pentru dăunători teoretic, dar și pentru om. Pentru că omul acela, dacă nu ar fi dăunătoare acea substanță, nu s-ar mai echipa în felul acela. Și o să vedeți că arată, da, pe sticla de pesticide, că este o otrăvitoare. Ce se întâmplă cu aceste pesticide? Automat rămân pe planta respectivă, rămân pe fructele respective, pe legumele respective. De asta avem niște atenționări, spălați bine fructele și legumele, da? Pentru că ele rămân.
Și atunci trebuie să le spălăm foarte bine. Dacă începem să le curățăm coaja, nu știm în interior ce avem, dacă au pătruns sau nu pesticidele, că dacă există tăieturi mecanice, atunci categoric au pătruns și în interior. Nu știm exact cât de puternice sunt pesticidele și dacă au trecut de barieră de coajă. Dacă îndepărtăm coaja, pierdem o parte din proprietăți, din vitamine, din minerale. Deci nu este bine sub nicio formă. Indiferent că le mâncăm așa și le spălăm foarte bine, dacă le punem în apă, le spălăm cu detergenți, nu este sub nicio formă o variantă, da? Își pierd foarte mult din proprietăți. Deci, pesticidele, practic, nu mai pot... Adică distrug tot ce seamnă în jur, iar plantele, culturile care sunt modificate genetic, automat rezistă la aceste pesticide. Și atunci, substanțele acestea chimice, da, folosite, ne ajută, în ghilimele, să producem mai mult. Adică nu se mai fac acele rotații, cine știe, da, culturile care se făceau prin rotație, pe pământul care s-a semănat grâu, data viitoare se separă altceva și așa mai departe, ca să împiedice răspândirea dăunătorilor și în felul acesta să se producă treptat în fiecare an anumite culturi. Nu, acum vor să facă cât mai mult, dacă există pământul respectiv, să-l cultive în fiecare an cu porumb, de exemplu. Și atunci normal că s-au mulțit dăunătorii, da, pentru că au sursă de hrană, n-au mai putut să țină, să facă față automat dăunătorilor și ce au făcut? Au făcut pesticide mult mai puternice. Pesticide care atacau planta naturală. Și o distrugeau, logic. Și atunci a trebuit să modifice genetic planta ca să reziste și în felul acesta toată lumea e fericită. Da? Adică fabrica de pesticide, mai exact. Deci strică echilibrul ecologic, da? Strică tot ce este în jur. Asupra omului, da, mai vedeți acolo un domn care este echipat ca și cum ar lucra cu o travă. Mai vedeam în anumite perioade oameni costumați așa. Categoric intoxicații acute care se manifestă inclusiv la nivelul căilor respiratorii, cutanate, și de asta se folosesc echipamente speciale, teoretic apa care este folosită la spălare în industria respectivă ar trebui aruncată în gropi speciale. Gropile speciale, dacă nu sunt izolate corespunzător, ajunge apa respectivă în pământ și vă dați seama ce efect are pe termen lung. De asta nu mai se produce... Pământul nu mai este atât de roditor, de asta ne ferim oarecum și spunem că dacă mergem într-un mediu mai sănătos și într-o zonă mai ok și mâncăm un măr din pom, pomul acela există posibilitatea să fie și el toxic, pentru că nu știm unde se aruncă aceste deșeuri, aceste resturi care sunt foarte otrăvitoare. Da? Deci pur și simplu noi distrugem singur planeta și ne distrugem singuri și pe noi. Pesticide, da, am luat, vedeți că este semnul acela de toxic, categoric s-a urmărit monopolizarea culturilor și în felul acesta chiar există un studiu, un cercetător care a scris o carte și ne spune, ne povestește că s-au răspândit aceste semințe modificate genetic și în culturile oamenilor care cultivau normal, iar și inclusiv prin polenizare plantele au devenit oarecum rezistente la pesticide și la dăunători și la erbicid mai exact. Și în felul acesta firma care produce pesticide este o firmă internațională, o firmă foarte mare, a început să-și ceară drepturi, da? În ideea în care dacă planta respectivă rezistă, atunci haide să vedem în laborator și să vedem ce se întâmplă cu ea. Și spune că au fost testate oarecum, am și râs când, bine, ironic, vă dați seama, cum au fost testate, aruncând, stropind cu erbicid. Și plantele care au rezistat înseamnă că erau proprietatea lor, adică erau modificate genetic. Plantele care nu au rezistat au fost distruse. Deci au distrus culturi întregi, da? De plante naturale
ca să vadă dacă într-adevăr sunt naturale sau sunt modificate genetic, adică sămânța respectivă a fost modificată genetic, care, repet, prin polenizare sau prin răspândirea voită, au putut să combine cu culturile oamenilor care cultivau natural, da? Și în felul acesta au pus monopol pe tot ce înseamnă cultivarea plantelor și au cerut drepturile de autor, da? La fel ca și în ce înseamnă muzică și persoane publice. Deci ca să vedeți că de fapt nu este vorba despre organismele modificate genetic, pentru că am vrea să face mai mult, să avem mai multă producție, ci este vorba despre firmele de pesticide, da, de erbicid, este vorba despre cu totul altceva, este o mafie întreagă în spate, în niciun caz nu este ceva benefic pentru noi. Faptul că agricultura nu a mai folosit rotația corespunzătoare, automat soiurile s-au redus, da? Deci nu mai avem, și dacă vă uitați, da, în supermarketuri avem un singur tip de ardei gras, de exemplu, un singur tip de ardei capia, adus din aceeași țară tot timpul, deci nu mai există diversitate, da? nu mai avem soiuri, pentru că le-am distrus prin faptul că am vrut să cultivăm cât mai mult și am ignorat tot ce înseamnă natură și tot ce înseamnă ecosistem. Perfect. Unele țări, faptul că nu mai există, a mai fost și varianta asta, ok, nu mai rezistă planta, trebuie să-i facem ceva, se îmbolnăvește, nu mai ajunge la maturitate, nu o să mai avem ce mânca, este de fapt o informație falsă, zic unii cercetători, pentru că sunt țări care aruncă pur și simplu producția. Ați văzut și la noi, mai sunt anumite producții aruncate de către țăranii care nu-și vând producția pentru că fructele, legumele, tocmai din această cauză că s-a pus un monopol pe aceste alimente care vin non-stop în supermarketurile noastre. Deci producție există, da, poate s-a mai diminuat, poate că nu mai ajunge la maturitatea și la perfecțiunea care era odată, adică castravetele nu mai arată atât de frumos, și sunt oameni care aruncă pur și simplu. Deci clar, și în alte țări și la noi în România, se aruncă. Da, se aruncă alimentele, pentru că nu sunt cumpărate. Deci este exces, da? Avem ce mânca. Deci, modificarea organismelor genetice nu s-a făcut pentru că nu avem ce să mai mâncăm. Nu, s-a făcut, repet, pentru firma de pesticide. Într-adevăr, inclusiv la noi în România, gândiți-vă cât pământ nu mai este cultivat, da? De ce? Da, aveam culturi întregi. Aveam și am fost o perioadă țara cu culturi de grâu, da? Am fost cu viță de vie, am fost cu porumb, acum nu mai există. Deci au rămas pur și simplu câmpurile goale. Deci se poate, avem, putem. Numai că vă răspundeți singur, da? Deci organismele modificate genetic nu au fost introduse pentru populație și pentru a hrăni populația. Asta este clar concluzia, da? În afară de faptul ăsta, de acest lucru, pesticidele, în afară că reprezintă un pericol pentru oameni, inclusiv pentru animale, păsări, culturile naturale, deci nu s-a folosit, nu se folosesc aceste organisme modificate genetic pentru varianta naturală, sub nicio formă, da? Plus de asta, repet, nu știm ce se întâmplă pe termen lung, nu știm ce gene se dezvoltă, da? Plus antibioticele respective, care la fel ne dau un semn, ne fac să ne gândim puțin de ce organismul nostru nu mai are imunitate, de ce nu mai reacționează la antibioticele clasice. Ia gândiți-vă puțin. Antibiotice pe care le foloseați în trecut nu mai își fac efectul acum, trebuie să luați ceva mai puternic. Oare de ce? Până să ajung la etichete, mai vreau să specific ceva. Da, vreau să
legat de plantele acestea, de organismele modificate genetic, că ne afectează pe termen lung, pentru că ele și-au schimbat structura ADN-ului și automat corpul nostru nu le mai recunoaște 100%. Și apar intoleranțele. Da, dragii mei, apar intoleranțele. Intoleranțele alimentare. Pentru că am consumat pâine, am consumat porumb, am consumat făină, da, să zicem, produse din făină și nu am avut nimic. Și din senin ne trezim că organismul nostru nu le mai tolerează. De ce? S-a schimbat organismul nostru? S-a schimbat, da, categoric, s-a adaptat. Adică trebuie să fie benefic. Nu, s-au schimbat alimentele, dragii mei. Deci ADN-ul alimentelor s-a schimbat. De asta corpul nostru nu le mai recunoaște. Și apar intoleranțele. Uitați-vă la copii, la copiii mici, la copiii de la grădiniță. Păi sunt foarte mulți, eu cel puțin cunosc 3-4, am cunoștințe, copii care au intoleranțe. Dar nu știu ce să-i mai dea, ce să mai mănânce. Pentru că corpul unui copil nu mai recunoaște alimentul respectiv care este modificat. Și ca să nu trec peste, să am puțin timp și eventual mai comentez la final, am vrut inițial să mă duc într-un supermarket și să văd ce alimente găsesc cu acest semn, da? OMG sau GMO. Și nu am avut timp suficient. Am înțeles că, de fapt, nu sunt obligați comercianții să eticheteze alimentele modificate genetic, dar alți comercianți care au vrut să specifice că alimentelor nu sunt modificate genetic, le etichetează, da? Și ați văzut și aici. La ce ne uităm? Perfect. Și am căutat puțin prin casă, zic, hai să văd ce alimente am și să mă uit puțin pe etichete. Și am găsit așa, nu vreau să arăt marca, da? Floricele de porumb. Pentru că eu nu folosesc microundele, le-am aruncat de cred că 10-15 ani și folosesc floricele simple, da? E, am găsit această pungă pentru că m-am uitat spre porumb inițial fiind cel mai modificat și ce credeți că am văzut? Nu știu dacă se poate, o să pun așa, dacă se poate să apropiați, da? Am aici o siglă. O GMO free. Deci, practic, aceste boabe nu sunt modificate genetic, adică nu provin din culturi modificate genetic. Deci există o siglă care mă atenționează că nemodificat genetic. Super! Deci am fost inspirată când le-am luat, da? Perfect! Faimoșii și pulci de porumb pe care îi folosesc copiii mei. La fel încerc să nu arăt marca. M-am uitat puțin și-o pe etichetă. Nu scrie nimic. Nici da, nici nu. Deci dacă nu scrie nu, clar, există posibilitatea să fie din porumb modificat genetic. Deci, repet, comercianții nu sunt obligați să scrie că alimentele sunt modificate genetic, da, provin din culturi modificate genetic, dar unii producători atenționează că produsul lor este din cultură naturală și este foarte bine că în felul acesta putem să-i alegem. Da? Pe acești fulgi de porumb nu scrie absolut nimic. Și acum surpriza. Nu vreau să arăt, repet, așa, oricum e scris în altă limbă, da? Aici sunt niște prăjiturele de la raionul de dietetice, fără zahăr adăugat, teoretic mai sănătoase. Le-au primit copiii mei și am început să citesc și eu aici, ciocolată, mă rog, fără zahăr adăugat, ingrediente de, mă rog, ce scrie, ou puțin, bine, mă mir că este ou și nu este praf de ou, că în general este praf de ou, printre care mai citesc eu pe aici și găsesc amidon modificat. Îmi pare rău că nu puteți să vedeți, da, să se apropie camera,
amidon modificat, dragii mei, în produse teoretic sănătoase. Teoretic. Că mai are niște chestii prin ele, da? De la raionul de dietetice, de la raionul teoretic de mai sănătoase. Dar asta vreau să specific. Raionul de dietetice, și dacă nu are zahăr, nu înseamnă că sunt sănătoase. Nici dacă nu are gluten, nu înseamnă că sunt sănătoase. Așa că mare atenție la pâinea fără gluten, că dacă citiți pe etichetă, rămâneți șocați de ce conține. Uite, la pâinea fără gluten, sigur ar trebui să existe ceva modificat, amidon modificat. Deci pe acest produs, care teoretic aș fi indicat pentru copii, pentru că nu conține zahăr, are amidon modificat. Ce să ne mai mirăm? Citiți etichetele. Da? Citiți etichetele și faceți o selecție, pentru că altfel nu avem cum să, ce să facem. Ce să facem? Să ne luptăm cu firmele care fac lucrul ăsta? Am spus o prostie. Nu avem cum, logic, da? Deci am spus o mare prostie, nu? Așa că, dacă vreți să ne, dacă vreți să vă protejați, singurul lucru, citiți etichetele. Că sunt atâtea produse, atâtea supermarketuri și fiecare supermarket are și alte gamă. Ok, citesc etichetele, o să-mi ia poate o oră, două, trei, să caut să-mi cumpăr două, trei preparate, dar după aia știu, le iau frumos de pe raft, le-am pus în coș și altceva nu mă mai interesează, da? Citiți etichetele, deci evitați produsele care au în ingrediente, deci ingredientele, deci nu mai citiți, uitați-vă acolo în imaginea pe care o am, deci nu vă uitați la valoarea nutritivă, că nu are nicio relevanță, acolo nu o să găsesc niciodată amidon modificat genetic. O să am o emisiune și cu cititul etichetelor și chiar urmăriți-mă pe TikTok sau pe Facebook și o să vedeți când o să am emisiunea cu produse cu citit etichetele, să învățați să citiți etichetele, dragii mei, pentru că nu ne uităm la calorii și la cât calciu are sau, mă rog, câtă grăsime are. Că și grăsimea este sănătoasă, nu ne uităm la zaharuri, ne uităm la zahăr, da? Deci mare atenție, citiți etichetele și învățați să citiți etichetele, că doar așa ne putem proteja. În rest, totul este logic, pentru comercianți, da, să vândă. Deci organismele modificate genetic nu sunt modificate ca să ne producă nouă mai mult, ci pur și simplu firma de pesticide face lucrul acesta, da, ca să reziste, da, organismul a fost modificat ca să reziste, pesticidul să distrugă dăunătorii din jur și să producă cât mai mult, dar nu pentru că nu mai avem ce mânca, ba, da, avem ce mânca, dar... Ați înțeles ideea, da? Perfect. Modificăm ADN-ul, distrugem ADN-ul natural al plantei ca să reziste pesticidelor, adică să reziste exact chestia aia, să reziste acestui... nu vreau să intru în detalii, da? Pandemie. Și ați înțeles tot. Perfect. Așa că, mare atenție, citiți etichetele, repet, de 10.000 de ori ca să nu zic... Să nu ziceți că nu v-am zis, urmăriți-mă și pe TikTok, mai fac niște live-uri despre plante, despre faptul că trebuie să mâncăm simplu, să mâncăm normal, să nu ne mai agităm atât de mult cu mâncarea asta, pentru că mâncarea trebuie să reprezinte hrană pentru organism, nu trebuie să reprezinte o plăcere imensă și o satisfacție extraordinară, pentru că mâncarea nu este un drog, este doar hrană pentru corpul nostru și pentru corpul nostru și dacă vreți să-i oferiți corpului hrană, automat să vă uitați să-i oferiți hrană de calitate. Uitați-vă acum în bucătăria dumneavoastră, în cămară sau unde țineți produsele și vedeți ce produse aveți. Da? Multă sănătate vă doresc, Ana Maria Demetrescu, nu uitați că puteți să mă găsiți pe toate site-urile de socializare și dacă aveți întrebări, adresați-i. Mare, mare atenție, pentru că nimeni nu o să vină să tragă de dumneavoastră și o să vă dea cu lingurița să mâncați. Suntem singurii responsabili pentru ceea ce introducem în corpul nostru, da, și pentru sănătatea corpului nostru, pentru aspectul corpului nostru, pentru tot. Suntem singurii responsabili. Luați informațiile care vi se potrivesc și informați-vă, nu mai stați să vă uitați aiurea. Informați-vă din surse sigure, citiți, ascultați oamenii, specialiștii care într-adevăr au studii și în felul ăsta veți putea să vă luptați cu tot ce înseamnă boli, probleme de sănătate. La revedere!